Glanda tiroidă, noțiuni esențiale, afecțiuni, remedii și suplimente naturale Glanda tiroidă este esențială pentru metabolism. Află despre afecțiunile acestei glande și care sunt cele mai indicate produse și suplimente naturale. Glanda tiroidă este localizată în partea de jos a gâtului. Hormonii tiroigeni sunt cunoscuți în special pentru rolul lor în reglarea metabolismului, acea abilitate a organismului de a converti hrana în energie. Glanda tiroidă are rol în respirație, ritmul cardiac, sistemul nervos central și periferic, tonusul muscular, controlul mușchilor, ciclurile menstruale, temperatura corpului, colesterol, creșterea oaselor, ritmul de dezvoltare a corpului, dezvoltarea sistemului nervos, creierul, funcțiile reproducătoare și multe altele. Receptorii hormonilor tiroidieni sunt localizați în fiecare celulă a corpului. Fiecare celulă din corp depinde de hormonii tiroigeni. Dacă tiroida nu funcționează corespunzător, nici restul corpului nu o va face. Cei trei hormoni tiroigeni tiroglobulina este o proteină, nu un hormon, produsă de tiroida, sintetizată din aminoacizi și o iodură și depozitată în lumenul folicular sub formă de coloid. Această proteină este folosită doar în glanda tiroidă pentru a produce hormonii tiroigeni. T3 și T4 sunt doi dintre cei mai cunoscuți hormoni pe care îi produce tiroida, pe lângă calcitonina. Triogotironina sau T3-T3 afectează aproape fiecare proces fiziologic din corp. Tiroida produce aproape 20% din T3 din corp. Restul este convertit în T3 din T4, în celulele din întregul corp. Tetraiodotironina sau T4 T4 este un prohormon, un precursor de hormon, care, folosit ca atare, are un efect slab, pe care corpul îl convertește în T3, un hormon mult mai activ și mai viabil. T4 este sintetizat din rezidurile aminoacidului tirosina. O tiroidă normală produce aproximativ 80% din T4 din corp și aproape 20% din T3 din corp. Calcitonina. Calcitonina reduce calciul și fosforul din sânge, diminuând rata de reabsorbție a acestor minerale inoase. Hipertiroidismul. Hipertiroidismul apare când tiroida produce prea mult T3 sau T4, sau din ambele. Acest lucru duce la tensiune mărită, ritm cardiac mărit, tremur al mâinii și multe alte simptome. Boala graves este o tulburare autoimună care este cea mai comună cauza hipertiroidismului. Boala Graves face anticorpii să stimuleze tiroida să producă și să secrete prea mulți hormoni. Alte cauze ale hipertiroidismului includ Iodul în exces Tiroidita, inflamarea tiroidei, ce duce la evadarea hormonilor T4 și T3 din glandă. Tumori benigne ale tiroidei sau ale glandei pituitare, cauzează presiune, hormonii evadează din glandă. Cantități mari de tetraiodotironină luate prin suplimente sau medicație o tumoare a ovarelor sau a testiculelor. Hipertiroidismul nu poate ține la nesfârșit, va epuiza tiroida și va duce, în cele din urmă, la hipotiroidism. Hipotiroidismul în jur de 250 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de o funcție slabă a tiroidei. Iar 90% dintre problemele tiroidiene sunt de natură autoimună. Hashimoto este cea mai comună afecțiune tiroidiană. La cei ce suferă de Hashimoto, sistemul imunitar atacă tiroida. Lista simptomelor hipotiroidismului. Rinita alergică. Astm. Angină pectorală. Arterioscleroză. Bursită. Afecțiune ale sistemului cardiovascular. Sindrom de tunel carpian. Carotenodermie, o tentă ușor portocalia pielii, de regulă în palmele mâinilor și pe tălpile picioarelor. Extremității reci, intoleranță la frig. Păr aspru, uscat sau subțire constipație, libido scăzut, piele astră, uscată și sau cu mâncărini, edem, disfuncție erectilă, bolte plantare căzute, oboseală, modificări ale sânilor fibrocistici, simptome de fibromialgie, dureri de cap, rădușeală, infertilitate, hipercolesterolemie, hiperhomocisteinemie, hipertensiune, pielea capului cu mâncărini și sau scoame, pierderi de memorie, modificări ale dispoziției, iritabilitate, dureri musculare, Dereglări menstruale, amenoreie, oligomenoreie, menoragie. Durere de gât, gât încordat, întindere musculare, mai ales în spatele gâtului. Durere de genunchi, din cauza boltei plantare căzute. Paloare, un aspect palid nesănătos. Durere în zona trapezului și sau a gâtului. Psoria zis. Slaba concentrare mentală. Sindrom ovarului polichistic. Depresie postnatală. Sindrom premenstrual. Hipoglicemie reactivă. Infecții recurente. Letargie, oboseală, dureri de umeri, tinitus, urticarie, rinită vasomotorie, vertij, slăbiciune, luarea în greutate. Cum se vindecă glanda tiroidă? Cunoașterea sistemului endocrin este una dintre cele mai bune metode de a înțelege cât de bine sunt conectate între ele toate părțile corpului și cât de imperativă este abordarea holistică a vindecării pentru refacerea corpului. Nu poți vindeca glanda tiroide fără a avea grijă de glandele suprarenale, glanda pituitară, adică întreg sistemul endocrin. Produsele proaspete, crude, organice contribuie la vindecare. În afară de acest aspect, alimentele bogate în iod și în seleniu pot ajuta funcția tiroidiană. Glanda tiroidă are nevoie de iod pentru a funcționa. Iodul luat ca atare sau ingerat, împreună cu sarea, iodată poate pune probleme. Printre sursele vegetale de iod se numără, melasa neagră, algele marine, sarea de Himalaya, fasolea neagră, merișoarele. Seleniul este necesar pentru că ajută corpul să convertească T3 în T4. Fără suficient seleniu în dietă, tiroid are de suferit. Surse vegane de seleniu în ucile braziliene, fasolea lima pinto, semințele de chia, orezul brun semințele de floarea soarelui, susan și brocoli, varza. Spanacul. Suplimente pentru hipotiroidism, sunt multe vitamine și minerale esențiale pentru sănătatea tiroidei și există multe plante care stimulează funcționarea tiroidei. Vitaminele B, vitamina B12, este prezentă în fiecare celulă a corpului. Aceasta este necesară pentru metabolismul celular și pentru producerea de energie, de aceea este evident că, fără B12, nici tiroida nu poate funcționa la un nivel optim. Deficiența de B12 se manifestă în mod similar cu hipotiroidismul. O carență de B12 poate cauza sau accentua hipotiroidismul. Deși majoritatea oamenilor își iau o cantitate suficientă de vitamina B12 din alimentație, mulți pot dezvolta o carență din cauza faptului că nu pot absorbi nutrienți în sânge. Acest lucru are legătură cu sănătatea intestinală corpul nu poate absorbi și asimila nutrienții în mod corespunzător cu un sistem digestiv care nu-i funcționează bine. În plus, un ficat care nu funcționează bine inhibă și capacitatea corpului de a utiliza B12. Cu excepția cazului în care un medic naturopat o recomandă pentru o cantitate limitată de timp, vitamina B12 sau orice altă vitamină B nu trebuie luată separat, ci împreună cu tot complexul de B-uri. Peste un miliard de oameni în întreaga lume suferă de o insuficiență de vitamina D. Un studiu recent a arătat că persoanele care suferă de hipotiroidism prezintă un nivel de vitamina D mult mai scăzut decât restul populației. Deci, deficiența de vitamina D și hipotiroidismul tind să se dezvolte împreună, lipsa de vitamina D coincide cu orice altă boală, inclusiv cancerul. Nu se poate spune că hipotiroidismul este cauzat în mod direct de lipsa de vitamina D, însă cu siguranță corpul nu se poate vindeca în mod complet fără un nivel adecvat de vitamina D. Vitamina A cu toții, știm că avem nevoie de vitamina A pentru o vedere bună. Avem nevoie de vitamina A și pentru sistemul imunitar, sinteza hormonilor și producția de T3. Fără suficientă vitamina A, nivelul hormonilor tiroidieni scade rapid. Bromelaina bromelaina este enzima care face din ananas un superaliment. Bromelaina ajută la scăderea stării de inflamație. Ashwagandha Aswagandha este o plantă adaptogenă cu multe beneficii, printre care și abilitatea de a îmbunătăți funcția ficatului și de a stabiliza nivelul de cortizol. Această plantă ajută la stimularea sintezei hormonilor T3 și T4. Rădăcina de lemn dulce Rădăcina de lemn dulce ajută tiroida și glandele suprarenale ale celor ce suferă de un nivel redus de cortizol, oboseala suprarenală. Ciupercile reischi Ciuperca reischi este o bună sursă de seleniu și conține multe alte beneficii, printre care stimularea sistemului imunitar. Ginseng Există multe varietăți de ginseng, fiecare cu caracteristicile proprii, însă rădăcina de ginseng siberiană, braziliană, coreană sau asiatică, americană și chineză sunt toate foarte bune pentru sistemul endocrin și, implicit, pentru tiroidă. Seleniul Seleniul este un cofactor important pentru enzima cheie a tiroidei, 5 deodinaza. Această enzimă convertește T4 în T3 și poate normaliza echilibrul hormonal tiroidian. Zinc, deficiența de zinc, poate inhiba producția de T3. Zincul contribuie la modularea imunitară, care poate reduce nivelul de anticorpi tiroidieni. În plus, ca și seleniul, zincul contribuie la activitatea enzimei 5 de iodinaza. Modul lipsa de iodin inhibă detoxifierea naturală a corpului, duce la dezvoltarea de celule canceroase și cauzează hipotiroidismul. Tiroida absorbe iodul și în acest proces înlocuiește alte toxine pe care le-a acumulat. Este important, de asemenea, a se evita aportul excesiv de iod de către toți cei care suferă de Hashimoto sau hipertiroidism. Așa cum s-a menționat mai sus, iodul ar trebui să provină din alimente întregi, cu excepția cazului în care se recomandă altfel de către un specialist competent glutenul, hashimoto și intestinele permeabile când tiroida nu funcționează corespunzător, există șansa ca intestinele să fie hiperpermeabile sau perforate. Mulți suspectează intestinele permeabile ca fiind principala cauza tiroidei lui Hashimoto. Când intestinele sunt prea permeabile, proteinele alimentare nedigerate pătrund în sânge. Tesuturile umane au proteine și antigeni foarte similari cu cei din alimente, bacterii, paraziți și candidă. Când corpul simte aceste molecule străine, dezvoltă anticorpi care atacă organismul, de unde și numele de boală autoimună. Proteinele din gluten sunt foarte similare cu proteinele din candidre și proteinele care compun tiroida. Acesta este și motivul pentru care răspunsul imunitar la gluten poate dura și până la șase luni, ori de câte ori îl consumi când se ține o cură pentru vindecarea tiroidei sau a corpului, indiferent că este sau nu vorba de Hashimoto, grâul modern nu este oricum o idee bună, din mai multe motive. Paratiroida există patru glande paratiroide. Acestea sunt localizate câte două de o parte și de alta a tiroidei. Deci paratiroidele sunt atașate la glanda tiroidă în mod automat, nu au funcții înrudite paratiroida secretă parat hormonul, sau PTH, un hormon paratiroidean. PTH are o funcție opusă celei pe care o îndeplinește calcitonina, un hormon tiroidian mai puțin cunoscut. PTH mărește nivelul de calciu și fosfor în sânge. Acest lucru se obține prin creșterea numărului de celule ale osului, osteoclaste, care reabsorb calciul. PTH mărește și reabsorpția de calciu de către rinichi. În plus, încurajează rinichii să formeze calcitriol, un hormon făcut din vitamina D, care mărește absorpția de calciu din tractul gastrointestinal. Adenomul paratiroidean, hiperparatiroidismul, se referă la producția mărită de PTH, de obicei din cauza unei tumori benigne a uneia sau a mai multor glande paratiroide, adenom paratiroidean. Când PTH este produs în mod excesiv, calciul este reabsorbit înapoi în sânge din rinichi, oase și stomac. Acest lucru duce la o afecțiune numită uneori pietre, oase, gemete și oftături, pentru că face referire la un set clasic de simptome ale hiperparatiroidismului. Pietre la rinichi, osteoporoză, gemete de durere din cauza problemelor intestinale și oftături cauzate de psihoză. Înlăturarea adenomului paratiroidian, o intervenție chirurgicală relativ simplă, poate readuce tiroida la o funcționare normală. Remediile naturale pentru hiperparatiroidism includ, în general, vitamina C, glande deshidratate și suplimente cu vitamina D. Trebuie exercitată maximă atenție cu doze mari de vitamina D când există un nivel ridicat de calciu în sânge. O abordare holistică pentru tumorile paratiroidei necesită timp, însă, din fericire, hiperparatiroidismul are o progresie foarte lentă. Alimentația este, desigur, esențială. O dietă ușor alcalină, bogată în produse proaspete, ajută la detoxifierea și menținerea sănătății sistemului endocrin. Așadar, dacă suferiți de afecțiunea ale tiroidei, consultați-vă cu medicul specialist pentru recomandarea potrivită și mențineți-vă sănătatea, abonați-vă să nu ratați, apreciați conținutul și distribuiți canalul. Va urma!